Și dacă tot suntem pe frecvențele Radio Moldova Tineret, vă reamintesc, prieteni, că Radio Moldova Tineret face parte dintr-o așa, un conglomerat, dintr-un grup mai mare care se cheamă Teleradio Moldova, da? Deci și frații noștri mai mari, cei de la Moldova 1, au o emisiune acolo culturală care se cheamă Zona Ars. Uite că unul din invitații care vor fi în viitorul foarte apropiat acolo e și subsemnatul Roni Interente, pe care o să aveți ocazia să-l auziți, să-l vedeți, numai să-l auziți, la Zona Ars, unde a vorbit despre toate câte un pic. Sper că v-am făcut curioși, nu? Zona Ars cu Valeria Barbas. Este o oră fixă la Radio Moldova Tineret și o oarecare oră nefixă la Moldova 1, la Zona Ars, îl avem drept invitat pe Ronin Terente. Bine te-am găsit! Salut! Salutare! Bună! Ronin Terente, ori nu parazitul proletar, ori nu aca micul psih, văd că știi cum ai diverse nume, diverse fețe. Preferi unul sau altul? De exemplu, micul psih, dacă a observat cineva sau a observat și tu, e prin cratima, adică e Michael psih. Uh-huh. Ei bine, treaba face că nimeni nu spune corect și când am avut treabă cu românii nici nu puteau spune combinația de micul sau Michael psih, pentru că ei nu puteau spune cuvântul psih, adică știi? Și pentru ei era un fel de micul psih. Pai, pis, pon, par, orice, numai nu psih, știi? Și atunci eram nevoit să le fac observații de fiecare dată, ori până la urmă să-i las să spun așa cum spun ei. Deși cineva chiar mi-a zis că poate schimb numele, că nu, eu vreau să fie destul de autentic, local și las să fie așa, Michael psih, știi? Dacă sincer, n-am atras atenția cum se scrie, dacă precratimă sau nu, dar auditiv știu că atunci când citești rap, zici că aici Michael psih și aceea se începe tot discursul. Dar și despre nume aș vrea să, poate să începem de la aceste fețe ale tale. În primul rând, sensul lor, adică de ce ele sunt, de ce sunt diverse roluri, te simți confortabil în ele, te dedublezi, triplezi, quadruplezi. Deci numele astea, în primul rând, au cumva și direcții, zone diferite. De exemplu, Parazitul Proletar e pe zona de blogging. Blogger, da, care respectiv scrie niște opinii, păreri sociale, mai puțin sociale, unele destul de crude, violente, rebele, anumite viziuni, poate chiar care se bat cap în cap cu viziunile altei entități, cum ar veni din iarăși complexul ăsta de Roni Interente, știi? Și atunci l-am numit Parazitul Proletar. De ce? Pentru că e cumva și foarte ancorat în niște realități foarte sociale, cumva, știi? Da, și parazitează într-un fel pe anumite idei, știi? Deci Parazitul Proletar e cumva... Fiind parazitul, da, proletar în conflict cu Michael Psih? Ar putea să intre, știi? Michael Psih am luat-o așa pentru că Michael de la... dacă ai observat, e o tendință acum în state, e o tendință, înainte era Biggie, de la că erau grași, și Lil pentru că slabi, știi, deci smărunți, și Lil de la Little, cum ar veni, adică micuțul, micul ăla, micul ăsta, știi? Și eu când am început proiectul, am început ca o glumă cu micul, un fel de Lil Psycho, adică micul psih, știi? Pe urmă m-am gândit că sună... Micul Prinț, da, tot are o treabă cu asta, dar după asta l-am transformat în Michael, de la, cum zici, microfonul psih, știi? Pentru că tipul de mesaje și abordarea pe care o are și pe care o am eu acolo în proiectul ăsta hip-hop, în proiectul ăsta rap, e una foarte... vastă și foarte amplă, dacă amplă în idei, deci în construcția ideilor, în construcția gândului, în promovarea anumitor idei, deci e foarte sare de la o idee la alta, e cumva te bagă așa într-o
într-o zonă complicată, complexă, într-o zonă în care nu mai știi ce e bine, ce e rău, e faci schizofrenic tot se întâmplă, știi? Astea două. Ronin Terente cumva întrupează mai multe, deci toate aceste alte crengi care reies din tulpină, știi? Sergiu se uită dintr-o parte. Sergiu e bine, mersi, acasă cu problemele lui de rutină, de familie, de frați, de rude, de chestii. Nu l-am rău, știi cum e sau n-ai idee? Oameni ca noi mor până a deveni clișe. Știi cum e sau n-ai idee? Poeți ca mine mor până a deveni clișe. Știi cum e sau n-ai idee? Artiști ca noi mor până a deveni clișe. Știi cum e sau n-ai idee? Poeți ca mine mor până a deveni clișe. Fără paznic, turma rătăcită, sar peste tine ca pestide ni de vito. Mama sito, rupem un album fără pitu. N-am oase, am panci și sar de tot. Dă-i pop, Sancho. Toate cele personalități sunt o evadare din toată rutina asta? Și da și nu. Mai degrabă sunt o mască, dacă vrei. Mai multe măști, dar Ronin Terente e una care cumva în spatele ei deja se celelalte, știi? Deci e cumva o, hai să zic așa, o metodă de a te proteja printr-o proiecție respectivă, ba, da, adică să te protejezi. Mă protejez de gura lumii, de oameni, de frică. Nu mi-e frică. Nu pot să zic că mi-e frică, senzația de frică înseamnă un pic altceva și nici nu pot să zic că mi-e rușine sau că mă frustrează sau... Nici nu mi-este important, adică nu pot să zic că asta atât de mult contează, nu pot să zic că merg acasă și înainte de culcare stau și mă gândesc, dar de ce a zis ăla asta sau asta. Aveam așa momente, cred că vreo 5, poate ani în urmă, vreo 3, 5 ani în urmă, 10 ani în urmă cu siguranță, acum nu le mai am. Și nu pot să zic că mai contează în vreun fel opinia cuiva, știi, respectiv. Cu toate acestea am creat această treabă pentru ca să nu mai port după mine o grămadă de părerile oamenilor azi bune, mâine rele, să le port după mine. După mine asta îmi trebuie. Eu las acolo pe Facebook sau acolo, nu știu, în realitatea aia, las toate opiniile, oamenii se îngloade întrânsele acolo și eu liniștit trăiesc viața mea, ducându-mă acasă. Curat. Eu nu port, de exemplu, interesantă așa... Interesantă părere de la un formator de opinie. Ca să înțelegi, eu nu mă duc acasă, eu când mă duc acasă încerc să las după ușă toate dramele astea, toate... Deci oamenii cred, de exemplu, că dacă eu scriu, să zicem, sunt activ pe rețele sociale, dar să zicem pe Facebook, da? Și lumea crede că, uite, deci ăsta precis zi și noapte stă, verifică câte like-uri are, câte chestii, cumva pentru dânsul asta e foarte important, e viața lui acolo, e... E bine, nu e chiar așa, știi? Dar e plăcut ca oamenii să creadă așa și tu trebuie să-i hrănești, tu îi hrănești pe oameni cu anumite iluzii, îi hrănești iluziile, pentru că noi trăim în secolul 21, în epoca iluziilor și în epoca wannabe, deci tu trebuie să-i hrănești pe oameni. Zic trebuie, pentru că așa funcționează lucrurile, adică tu le dai ceva să mănânci, îi mănâncă, se bucură, se sămsătui sau... Dacă rețelele de socializare și opinia oamenilor nu contează, de ce ești acolo și de ce vrei să fii deci, formator de opinie? Deci, eu am mai zis o treabă asta într-un interviu, ăsta e un exercițiu pentru mine. Hai să zic asta, pentru mine asta e for fun, știi? Pentru mine asta e for fun, nici nu e vorba de hype. Eu dacă aș vrea să fac hype, aș face postări care sigur ar prinde și ar da hype, da? Aș vorbi despre copii, de exemplu, despre sex, despre Dumnezeu, despre sunt anumite subiecte care în societatea noastră dau hype automat. Deci acolo nu trebuie multă minte să ai. Deci ca să faci hype în Moldova, pe ceva nu trebuie deloc minte. Deci trebuie să știi să atingi niște butoane. Noi, de exemplu, turbăm când cineva zice ceva de copii sau când cineva zice ceva de bătrâni sau când cineva zice ceva de chestii sau mai pui o fotografie cum dai cu cerul într-un câine sau... Dar eu nu cred că tu nu știi să atingi butoane. Adică, tu știi, să le atingi foarte bine. Eu mă stăruiesc să fac lucrul ăsta foarte subtil. Hai să zic așa, eu prefer să lucrez pe mai multe straturi. Eu prefer să ajung și la stratul oamenilor care sunt un pic mai inteligenți decât doar inteligența asta prefăcută, snoabă, care e pe rețele de socializare, unde toți oamenii cred că știu despre ce e vorba. Eu prefer să ating și alți oameni și eu chiar consider că îmi reușește lucrul ăsta
să, deci, hai să zic așa, oamenii care au ochi să citească și care au urechi să audă, ei aud ceea ce dincolo de glumițele sau porcăriile pe care le postez eu, să zic, pe rețelele de socializare sau le spun într-un anume piesă sau într-un anume interviu, pentru că e tot timpul ceva în spatele lucrurilor, știi? Și oamenii care au ochi să vadă... Te paranoia, paranoia. Ca după tablourile lui Goia, ca după tablourile lui Goia, când îmi vorbești de pace, atacându-mi troi. Ca după tablourile lui Goia, ca după tablourile lui Goia, când îmi vorbești de pace, atacându-mi troi. Dai, 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 dai. Eu încerc în zona asta contemporană, artei contemporane, locale, să creez o entitate, o insuliță, dacă vrei, care să fie în primul și în primul rând foarte autentică. Deci când zici Roni în Terente, automat să zici ceva absolut local, dintre Prut și Nistru, deci să însumeze în el tot, deci tot arealul și bogăția anume acestei zone. Eu nu vreau să mă raportez la ce se întâmplă în România sau în Ucraina. Pentru mine autentic înseamnă să simți, să vibrezi foarte bine cu lucrurile care sunt perfect ancorate în realitatea locală, anume acestei zone, mă refer între Prut și Nistru, da? Deci anume a Republicii Moldova, anume a Moldovei, pornind de la chiar și chestiile folclorice, pornind de la astralul, zona de identitate, zona de cultură, zona de filozofie și înțelepciune, anume a noastră. Pe mine puțin ce mă interesează, dacă sincer, ce se întâmplă. Cum mă interesează? Ca un om care are un pic de cultură generală, eu mă interesez de toate lucrurile astea, ca să înțelegi asta. Nu înseamnă că eu citesc numai site-uri moldovenești, nu chiar atât de prostesc, adică eu îmi dau seama foarte bine ce se întâmplă și știu că noi suntem partea unui spectru mult mai amplu, cum ar veni, deci și România, chiar și o bună parte din Ucraina, chiar și Cernăuți, zona asta, noi toți suntem aceeași viziune. Dar aici, între Prut și Nistru, s-a întâmplat un lucru care e interesant așa cum el este. Și eu prefer în artă și în tot ce fac să las un sămânță pentru zona asta, anume pentru ea. Un plus și în același timp un minus, pentru că cred că îl conștientizezi și tu. Plusul este în aceea că, într-adevăr, dacă mergând chiar pe discursul tău, mm-hmm. da, pe textul tău, mm-hmm. Oarecum, chiar de 10 ani în urmă sau de vreo 2015 să luăm, da, mm-hmm. de când am început, cel puțin eu, să ne interacționăm, mm-hmm. mai era, mm-hmm. poate chiar și înaintea Facebook-ului sau... Da. Eu, dacă sincer, am avut impresia că cred că tu erai un om al Facebook-ului până înainte ca Facebook-ul să apar sau TikTok-ul sau mm-hmm. după acele mici poate studii de actorie care au fost făcute de tine și acele și acele texte scrise mm-hmm. Care pe de o parte și în aceasta și constă plusul, reflectă și sunt ancorate cumva în realitatea mm-hmm. Republicii Moldova. Acel protest, da? Acel antisistem, acel... Da. Acea rebeliune, da? Povestea s-a început mult mai devreme și cred că ții minte XAC-ul, starea de urgență, USU cu Oberlichtul, deci intervențiile de acum din 2000... Cât era aia? 2007, mi se pare că... 2007 a fost un festival de performanță, da. Care, deci, sunt chiar...
acum pot să zic recunoscătoare, că ai participat la un performance de-al meu realizat cu Alex Cosmescu și țin minte că era legat și de text și de performance și de o tabulatură așa sonoră pe transformarea textului în sunet. Atribuția pro-europeană. Și atunci am făcut cunoștință cu tine, ne cunoșteam de mai înainte, dar n-am interacționat. Da, da. Și atunci mi-am dat seama că Ronen este acea persoană care este interesat și este open. Și de atunci te tot vedeam ba la evenimente muzicale, ba la evenimente de artă contemporană, unde încercai să pătrunzi și să fii parte, da, din context și să reflecti, după care aceasta se reflecta și în versurile, în discursul tău poetic. Plus este, pe de o parte, conectarea la prezent și acest protest pe care tu îl desfășori, da? Și această rebeliune, nebunie pe alocuri. Iar pe de altă parte, n-ai simțit tu și un minus, pentru că la un moment dat îți dai seama că chestia asta nu poți exporta în afară la un și da și nu. E adevărat că noi ne limităm, vorbind în limba română, în primul rând, automat ne tăiem aripile, da? Deci automat nu ne putem extinde mai mult decât pe Republica Moldova, România, diaspora. Ceea ce se întâmplă aici, da? Dar ideea e că... ideea e că, știi, eu m-am gândit la treaba asta de mult, multe ori, plus dacă nu treci prutul, dacă un artist local nu trece prutul, riscă să se plafoneze în jurul la 10-15 mii de vizualizări pe materialul pe care îl produce și atât. Un 30 de mii dacă ia în Republica Moldova e super ok, deci ăsta e boom, știi? Acum trebuie să treacă prutul. Asta e și treaba noastră, e și treaba lor. După mine e mai mult treaba lor, pentru că ei ar trebui să se intereseze ce se întâmplă aici, în această periferie, știi? Pentru că după mine Republica Moldova aduce noutatea în ceea ce ține de limba română, în ceea ce ține de zona de a crea în limba română, fie vorba de muzică, fie vorba de pictură, mai puțin film. În film suntem proști. Dar în poezie, după mine, în text, în poezie, după mine, la ora actuală, revoluționăm limba română, noi ăștia din zonele de periferie, mai mult decât centru sau mai mult decât capitalele lor, centru și orașele lor mari din România, știi? Proști, asta zice și un scenarist. Pe zona filmului, da, suntem proști, asta vă zice și un actor. Și un actor respectiv și scenarist. Și un actor, scenarist, da, și un băiat care a mai lucrat în filme. Wonderful. Da, adică frumos, totul e frumos, totul e minunat. O schimbăm în a doua. Din considerentul ăsta, după mine, interesul care ar trebui să fie în partea ailaltă de prut ar trebui să fie mai mare și acolo ar trebui să se implice chiar și structurile, să zic, nu doar ICR-ul sau ONG-uri diferite, ci la nivel de stat ei ar trebui să se intereseze mai mult despre ce se întâmplă pe plan cultural aici. Pentru că, spuneam, noi aducem un suflu nou. Un suflu nou după mine, e doar opinia mea subiectivă, adică nu trebuie să fie cineva de acord cu mine, la fel cum nici nu sper să fii și tu de acord cu mine. Eu zic opinia, sunt de acord cu tine, dar opinia mea de subiectivă. De ce ei ar trebui să fie? De ce? Pentru că, îți spun, pentru că aducem suflul ăsta nou, da? Asta înseamnă că ei trebuie să cunoască deja. Asta ar însemna că ei ar trebui deja să cunoască. Uite, eu odată am vorbit cu cineva un lucru care pe mine personal mă frustrează. Deci, de exemplu, eu sunt un om care face în fiecare
care zic ceva pentru limba română. Zic asta fără să mă laud, zic asta așa cum e. Deci eu în fiecare zi fac ceva pentru limba română aici în Republica Moldova. Eu nu am încă cetățenie românească, pașaportul ăsta românesc, da? Eu cunosc sumedenie de ruși care nu știu nici măcar bună ziua. Bună ziua sunt doar două cuvinte în română și au pașaport, bine, mersi, au toate actele, sunt români, jet be jet de 100 de ani, știi? Personal pe mine chestia asta mă frustrează. Deci eu ca un om care lucrez zi de zi, fac ceva în partea asta, nu mă simt ok acolo când merg. Deci sunt un străin, da? Și o sumedenie de oameni care n-au nici în clinic, nici în mânică cu limba română, sunt foarte bine mersi cu acte, cu chestii, numai că au dat acolo un 500, 1000 de euro sau cât. Și atunci vreau să ajung anume aici. Încerc să-mi fac, acum aștept, acum e cu pandemia, chestii, acte, deci na, nu e atât de simplu precum pare, dar sper în viața asta până la bătrânețe, până îi ajunge să mor, sper măcar un an să mă simt și eu cetățean român. Dar vreau să spun altceva. Oare n-ar fi mai bine ca oamenilor de tipul meu să li se ofere acest bilet, această cetățenie, din considerentul, anume din considerentul cu ăștia sunt oamenii care fac ceva pentru limba română aici, acasă, tot acasă într-un fel, pentru că noi suntem până la urmă, după mine, noi nu o să fim înapoi un corp întreg. Nu mai cred că o să existe asta. Adică, personal, eu și iarăși nu vreau să supăr pe nimeni. Eu nu cred în unire și în ideea de un corp comun. Eu cred în faptul că noi am putea să colaborăm, na, ca frați, ca rude, ca rude de gradul întâi, ca chestii de... Pentru că asta suntem până la urmă. Deci ar trebui să avem o mai mare grijă și atenție unii la alții, mai ales pe planul cultural și pe planul educativ. Mai puțin poate pe și Horeca și divertismente, bine, dar din punct de vedere educativ și cultural, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este ca să unim podurile astea și să unim în idei, este să le oferim artiștilor de aici locali tot suportul, artiștilor care fac ceva în limba română, tot suportul. Da, pe care îl poate oferi respectiv și popor. Și este destul de deschis, pur și simplu e o birocrație care este. Ea n-ai cum să... Este deschis, e și birocrație, sunt multe chestii la mijloc, hai știi, să, dar na. Hai să trecem de din zona asta. Și-mi dai bip, caut oameni în echipă, trag din pipă și revin din trip. În mine Conor și Khabib, ca doi șef de trip, se bat în nisip, sunt doar un tip, nu tac, nu fac să fie, o fac să rupă industria, viscerale sinergii, vin ca o maladie, vin ca o malarie, apa-n vie, mamă mulțumesc pentru fiție. Un artist modest e un artist mort. Ei, ești de acord, trebuie plătit efortul. Toți vrem confort, e landlord. Am obosit-o tot, caut ieșiri din bord. Arte rău pentru gotă. Aveam încredere în mine când nu mai avea nimeni. Când îmi ziceau că-i bine și nu era bine. În fine, nu mai contează cine. Când te iubesc străinii mai mult decât vecinii. Aveam încredere în mine când nu mai avea nimeni. Când îmi ziceau că-i bine și nu era bine. În fine, nu mai contează cine. Când te iubesc străinii mai mult decât vecinii. Aș vrea să fiu iPhone-ul tău, femeie, să te uiți la mine într-una. Aș vrea să fiu divanul de la Ikea, să dormim doar împreună. Aș vrea să fiu carta de pe noptieră, să te lauzi tuturor că m-ai citit. Aș vrea să fiu biletul la alternosfera, să te întristezi că nu m-ai găsit. Aș vrea să fiu ultimul serial, să mă aștepți cu nerăbdare. Aș vrea să fiu refrenul de final, să mă cânți în baie, dar show must go on, spunea Freddy. Show must go wrong, un prieten spunea. Râd la comedii proaste cu Teddy, iar tu probabil în chat cu altcineva. Să revenim la produsul cultural, pentru că de la asta am început, la produsul cultural musical și nu numai, pentru că ziceam de oarecare limitare. E bine, spațiu, temporalitatea românească, moldovenească, trecem protul, cea românească, mai departe. Mm-hmm. Mai departe...
uite, unica chestie e faptul că în cazul meu, în cazul în care, să zic, de poezie în limbă, da? Dar noi avem, sunt alte domenii culturale, cum ar veni muzica, pictura, unde nu-i nevoie de, deși ea, culorile sunt culori în toată lumea și sunetele sunt sunete în toată lumea și vizualul, dacă e să facem un film sau chestii, că îi punem subtitre, e în toată lumea valabil. Deci sunt lucruri care sunt valabile în toată lumea. Moldova ar putea să exporte lucruri valabile în toată lumea pe plan cultural. Și mai mult decât atât, eu sunt cert convins că noi avem artiști care ușor pot concura cu orice artist mare de oriunde în lumea asta. Doar că acești artiști, nefiind promovați ca și produs local, ca și ceva important, de importanță locală în afară, nu ajung să fie văzuți. Nu pentru că ei nu sunt, nu pentru că nu sunt la fel de buni, ci crezi că dacă merg la expozițiile astea din afară, te duci și vezi niște tâmpenii, că cineva a aruncat o foaie jos și a numit asta dita mai act cultural și chestii. Păi bullshit, eu merg cu tine la Plămădeală și îți arăt artiști care rup jumătate din Europa, rup practic tot Berlinul în pictură și atunci pur și simplu noi nu știm nimic de ei și atunci tu mergi la o expoziție, vezi niște tâmpenii făcute cu creionul și cineva îți spune, bă, uite asta a făcut-o cel mai nu știu cum, când tu ai aici artiști, zeci de artiști mult mai buni de atât, pur și simplu ei nu ajung să fie văzuți și nu ajung să fie văzuți și din pricina faptului că nu sunt... hai să zic așa, structurile, da, deci chiar începând din aceeași academie, aceeași chestii, nimeni nu se ocupă de promovarea anumitor. Deci ai găsit trei tineri buni sau, de exemplu, din tot cursul tău nu trebuie să fie 15 pictori buni, dar e unul bun. Păi pe ăsta bun, nu tu ești profesor sau ce ești tu, decan sau chestii, nu-l îngropa, fă tot posibilul ca să știe toată lumea despre el. Du-l la expoziții, arată-l. Sau, de exemplu, ai cineva care strălucește, e bun într-un domeniu, fă tot posibilul ca despre el să se cunoască. Și așa noi am putea să exportăm în afară, la braț cu sportul, de exemplu, sportiv bun, la braț cu chestii, să exportăm și artiști. Eu sunt de acord cu tine în sensul că artiștii talentați avem mulți, puțin vizibili, puțin promovabili și la capitolul ăsta suntem și mai departe de România. Dar întrebarea era pe cât de exportabil este produsul tău, pentru că tu ești atât de local, părerea mea, și ești în asta cu adevărat, și asta e într-adevăr atul tău, dar în același timp e și o oarecare limită care este neexportabilă. Ce faci? Dar treaba e că dacă vrei să cunoști, totul depinde de interesul care poate apărea vis-a-vis de acest stat, Republica Moldova, da? Deci despre Republica Moldova deocamdată se știe foarte puțin în lume. Deci noi mai exportăm niște vinuri, femei. Ce mai știe lumea despre... Deci dacă e să întreb în universul ăsta, prieteni de-ai tăi, să le dai acum un mesaj, ei știu despre miliard, vin, femei. Da? Deci faptul că mai avem câteva dealuri, câteva câmpii, câteva iazuri, câteva chestii, okay, sunt bullshit, stai, adică, știi? Stai, am în vedere Balada Bolnavă sau am un camarad din Arad, e exportabil în teritoriul afară? Da, după mine, da. Sigur că e exportabil, știi? Azi tot rapă-i joc de puncher, papă, zădărleu și foci până sar șlapii, ia mai treceți voi la sapă. Kafka în Arad, am un camarad, am un camarad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, am un camarad, am un camarad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, am un camarad, am un camarad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, am un camarad, am un camarad, Kafka în Arad, Kafka în Arad, am un camarad din Arad, e exportabil? Sigur că e exportabil, știi? Deci... și prin traduceri, de ce nu? Și prin traduceri ar putea să fie, da. Ai făcut traduceri la piesă? Am făcut în engleză și am făcut și în rusă. Sună altfel, dar sună la fel de ok, după mine, dar sună altfel. Ideea e că să exporți, uite, tu exporți, hai să zic așa, tu ai putea să nu exporți neapărat o zonă care poate nu poate fi tradusă sau nu știu, dar poți să exporți produsul propriu-zis, adică eu aș putea să merg, da, și să-mi prezint lucrările și te asigur că dacă merg undeva să-mi prezint lucrările, eu te asigur că dacă urc în scena aia, eu nu mă pierd. Adică fie vorba că poate să fie și la New York după mine, adică eu o să merg ca un tip care reprezintă, să zic, produsul local basarabian,
dar o face acolo și o face, știi care e faza, noi nu trebuie să încercăm să facem din răsputeri, să devenim, acum e o treabă, e o boală în toată lumea, toți vor să fie altceva decât sunt, toți vor să fie mai americani decât americanii, știi? Uite la ruși, de exemplu, rușii vor din răsputeri, ei au luat un produs american, l-au adaptat la piața lor și vor să fie mai americani ca americanii, adică, știi? Moldova, în sensul ăsta. Deci, nu trebuie să fii mai, că ei sunt acolo, ei sunt buni acolo, în zona lor, plus ei sunt mulți, plus ei sunt 200 de milioane, dintre care orice pe care nu l-ai scoate, un milion își găsește de eventual vizitatori, ascultători, știi? Noi suntem în Moldova și cât suntem? Noi suntem sub 3 milioane, dintre care eventual potențiali oameni care ar înțelege cine este Ronin Terente, ce zice Ronin Terente, ce vrea Ronin Terente, îți poate un 20 de mii în toată Republica. Mă refer doar la, dacă mă opresc aici, nu mă duc la diaspora. Știi cum? Oamenii cu care, hai să zic, oamenii care își lasă loc de bună ziua cu mine sau oamenii care ajung până la Ronin Terente, totuși sunt oameni care au, hai să zic așa, nițică cultură generală, știi? Deci eu sunt un om care lucrează cu link-uri, eu dau link-uri, eu îți trimit link-uri, eu nu-ți spun nimic în față, știi? Adică chiar dacă îți spun ceva în față, îți ofer niște link-uri și atunci dacă tu cumva nu ești pregătit sau okay, chestii, tu vezi doar un tâmpit. Cam asta se întâmplă dacă nu înțelegi despre ce e vorba, știi? Și atunci și nu te interesează și te duci mai departe și, nu știu, faci skip și te duci la banca de bancuri și te râzi cu băieții, adică, știi? Cam așa faci, știi? Sau, nu știu, te duci și te duci mai departe. La persoana treia, desfăr? Nu, vorbesc acum numai cu tine pentru spectatori. Despre proiecte vorbim și diverse dimensiuni de creație, dar înainte de toate vreau să te întreb dacă tot ai menționat așa o primă perioadă de cumva infiltrare ta în zona artistică, chiar într-acea arte contemporane, că cumva de aici s-a impulsionat multe lucruri, presupun, în viața ta, și pe atunci părea a fi mainstream. După care ai avut o așa decizie să mergi la România au talent și de atunci a avut loc o săritură oarecare, o săritură care s-a deplasat de la mainstream. Acum, din perspectiva zilei de astăzi, te definești drept mainstream, subcultură și așa mai departe sau nu? Da. Din argumentând? Mainstream, deci pentru tine mainstream e ceva ce devine foarte popular sau ceva ce e nepopular? Ce numești tu mainstream? Eu aș prefera, desigur, pe cuvântul underground. Underground, da. Dar și asta tot e un argument. Păi bine, deci, de exemplu... Și versus o cultură de, adică un produs pentru masela. Ok, atunci cu siguranță nu poți să numești ceea ce sunt sau ce fac eu popcorn, artă de popcorn. Nu poți să faci lucrul ăsta. Și atunci cu siguranță sunt mai degrabă, cred că un reprezentant al undergroundului, știi? Deși mă vezi lucrând la un post de televiziune public, da? Da. Îmi fac acum. După care, acum termin cu tine interviul și mă duc la celălalt job unde lucrez. Dar la o emisiune destul de underground, vreau. La o emisiune underground, care e tot la un post public, apropo, știi? Plus, eu după asta mă duc la celălalt job unde lucrez cu un interpret, de muzică pop, să zic, adică, știi? Plus, eu mai fac jobul meu de freelance, eu scriu pentru diferite spoturi publicitare, chestii, unele destul de pop, destul de, adică, asta ziceam, crezi, știi? De și atunci, eu îmi câștig pâinea din joburi care n-au absolut nimic cu underground-ul, deci sunt foarte departe de underground, știi? Totuși asta nu mă oprește pe mine ca ceea ce fac eu să fie destul de underground, nu te oprește, știi? Nu te influențează? Nu, de ce m-ar influența? Adică, crezi că dacă, de exemplu, mâine aș face un feat cu Natalia Gordienko, de exemplu, știi? Ai vrea? Să zic ca exemplu, nu n-aș vrea, dar zic ca exemplu, aș vrea cu Irina Rimeș, dar asta e mai complicat. Crezi că asta m-ar face mai puțin underground sau mainstream sau oamenii cumva s-ar supăra? Nu, pentru că eu aș rămâne eu.
Înțelegi? Vocea mea, pe trecul cu tare, rămâne el. De exemplu, acum eu o să particip în niște filmări în toamna asta cu un regizor pe care multă lume în Moldova îl știe, unii îl plac, alții nu îl plac, eu am acceptat să joc unul din roluri la el, știi? Și atunci eu îmi îndeplinesc munca mea de actor. În sens că eu n-ar trebui să-mi pun, știi, problema. Asta nu mă face pe mine mai pop sau mai puțin pop, pentru că eu îmi fac munca, eu îmi fac treaba rămânând tot eu, știi? Bine, când vin aici la radio, nu o să mă vezi cum în emisiunea asta, nu o să mă vezi pe mine înjurând, de exemplu, eu nu înjur în emisiunea asta pentru că îmi dau seama că e o emisiune care merge la un post național de televiziune, o să ne privească niște oameni, ceea ce înseamnă că eu, hai să zic, îmi dau foarte bine seama locul unde mă aflu, zona, până unde pot să merg, până unde pot să nu merg, ce e bine să zic, ce nu e bine să zic, totuși asta nici pe o clipă nu mă face mai puțin underground, știi? Eu, de exemplu, vorbesc despre droguri în anumite interviuri și asta nu mă face să n-am prieteni, de exemplu, care lucrează în structurile de forță și pe care să-i respect și să-i consider niște polițiști foarte buni, de exemplu, știi? Și atunci, eu cred că viața, când crești un pic, când ești tânăr și ești rebel, ești aprins, ești sălbatic, vezi altfel lucruri, dar pe urmă când crești un pic mai mare îți dai seama că viața e mult mai amplă decât alb sau negru, știi? Decât sunt eu rebel, ăla e rău, de exemplu, capușon, ha-ha-ha, dar ăsta, wow. Nu, deci ăsta e bun și ăsta e bun. Deci tu când crești un pic mai mare, îți dai seama că stai un pic, adică ești... Dar sunt și nuanțe, adică nu ești într-atât de categoric pe cum pare. Nu, nici nu poți să fii. Tu trebuie să fii în societatea în care trăim, trebuie să fii suficient de maleabil. Parcă ar vorbi altceva. Adică parcă ar fi destul de categoric în anumite privințe. Textele mele au aspectul social. Aspectul social presupune, deci anumite, da, presupune să-ți atingă ții anumite butoane acolo, știi? Asta e pretenția pe care ele o au și e normal să o aibă. E absolut normal să o aibă. Plus, deci după mine un artist care are o singură, deci vede numai într-o direcție o singură chestie, este un artist mort. Eu nu fac mainstream, eu îs mainstream. 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 Un artist trebuie să fie amplu, trebuie să fie larg. El trebuie să vadă lucrurile, el trebuie să fie înaintea timpului lui, el trebuie să vadă ce o să fie super în 10, în 15 ani. Pe mine nu mă interesează acum. De-aia după mine e și o problemă locală, anume a zonei noastre. Noi avem foarte puțini artiști care au o cultură amplă și care văd larg. Nu văd atâta cât poate el face, cât poate el crea, cât poate creierașul lui gândi, dar vede mai mult de atât. De ce anumiți interpreți, anumiți artiști, anumiți chestii ne-au rămas nouă și ne vor rămâne? De ce un Frank Sinatra o să fie Frank Sinatra și peste 2 milioane de ani? Nu o să mai existe nimic pe pământul ăsta, numai roboți și Frank Sinatra o să cânte acolo în capul la AI-ul ăla și o să cânte la fel de fain. Pentru că ăsta a trecut dincolo. Pentru că e dincolo de felul nostru de a percepe lucrurile, e ceva dincolo de treaba asta. Adică, înțelegi la ce mă refer, știi? Sunt niște oameni care fac niște lucruri sau văd niște chestii mai departe de atât. Și Moldova are nevoie de cât mai mulți vizionari, știi? Cum, de exemplu, e MC Bean, de exemplu, da? Există de vizionari? Sigur. Pentru că, știi, roli întărinte poate să placă, poate să nu placă. Pentru cineva este erou, pentru altcineva este anti-erou, cineva îl place, cineva îl urăște, dar el este. Și da. Este constant și este pe diferite paliere de creație, actor, poet, da. Muzician, scenarist, da. Poate ceva acum, mai strac, zilele astea mai fac, prezentator radio. Zilele astea, da, m-am mai băgat și în stand-up comedie, da, deci mai fac și stand-up când n-am da. Chef. Rapper, da, apropo, multe. Cum ai trecut? Pentru că mi se pare că oricum aceste toate au venit una după alta, da? Etapitaci. Mm-hmm. Mi se pare că totuși inițial ai pornit de la poezie și în ce mod la un moment dat ai, să zicem, ai alunecat de la poezie și de la citirea acestor texte ale tale care le făceai și la sfărătorie și la... Ai alunecat spre rap.
cum s-a întâmplat și spre muzică în general? Sau mai întâi spre rock, după care spre... Da, mai întâi spre rock a fost. Da, scriam texte, pe urmă m-am împrietenit cu Vadim Țigănaș, pe care cred că îl știi destul de bine. Vadim Țigănaș, deci Vadim citea rap în tinerețea lui și făcea desene grafice. El a fost unul din primii guru ai mei în viața asta și eu cu el am început să mai scriu, să mai citesc. Era breakdance-ul la modă în tinerețea noastră, ca să... Așa a pătruns 2000. Da, anii 2000. Și eu am început să scriu un fel de texte în rimă. După mine, cultura rap este absolut nespecifică și pentru teritoriul din Republica Moldova. Întotdeauna mă uitam cu regret și cu oarecare invidie spre spațiul din România, pentru că ei cumva au fost mult mai marcați de cultura americană decât da, aici. Ce înseamnă rap? Rap asta e o chestie, deci o ritmică, adică e un desen ritmic în care îmi cerci să bagi o strofă într-un desen ritmic. Eu ți-aș spune ție că noi citeam rap încă înainte ca să ajungă negri în, să ajungă în America, da? Pentru că noi făceam, citeam colinzele noastre, deci aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați. Bine, afroamericane, să tai și noi citeam hăiturile noastre, exact aceeași chestii. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați, lângă boi vă alăturați și cuvântul mi-a ascultat, s-a sculat Maian, vădița Traian și... Asta e exact același desen. Deci asta e primul hip-hop. Cartier, cumva? Deci... E o chestie de ceată, sigur. Păi sigur, îi ducea unul la altul chestii, la la, mai trăgea unul de buhai, mai bătea și era ritmul ăsta super simplu, de pătrim, bătut în pământ. Deci ăsta e primul hip-hop. Noi făceam lucrul ăsta 1000 de ani în urmă, adică, bine, 1000. Poate și 1000 de ani în urmă făceam, dar la timpul hip-hop nu făceam și nu făceam. Bine, noi nici n-aveam cum. Știi? Și n-aveam cum, din păcate. Ideea e că, uite, ideea e că America, de exemplu, e un mix enorm de popoare și culturi. La un moment dat s-au trezit într-un soi de, așa, într-un soi de, să zic, bătălie culturală, știi? În care fiecare a început să-și creeze propriile lui adevăruri culturale acolo în anumite zone, știi? Și la ei era și normal să se nască, deci, hip-hop-ul, să zicem, adică hip-hop-ul e specific lor. Uite, ascultă cel mai necunoscut interpret, cel mai, nu știu, cel mai slab cotat interpret din state de hip-hop și el sună mult mai bine decât toți raperii locali puși la un loc de aici de acasă, adică... Despre asta și vorbesc, pentru că oricum, rap-ul, cultura, muzica rap mi se pare străină pentru contextul nostru și este, dar este adaptabilă și este la un oarecare început. Pentru că, da, a fost perioada în care i-a pătruns în Uniunea Sovietică prin 80, prin breakdance, după care, totuși, din cauza cenzurii, da, și faptul că era interzis să... noi nu eram conectați cu această cultură, dar România a fost, pe de altă parte, mai multe deschideri. În același timp mă bucură faptul că aici totuși, abia acum totuși, destul de târziu, consider eu că, bine, Carlos Dreams, Capișon sau restul, și de curând se organizează și battle-uri de rap moldovenesc. Da, da, și asta da. Este foarte interesant, această nouă tendință de rap. Mă gândeam că cine ar fi putut să desfășoare un discurs textual dacă nu un poet? După mine, rap-ul, muzica, rap, hip-hop, cultura asta întreagă, plus breakdance-ul, deci este ceva specific omului de culoare, pentru că ei altfel percep ritmul. De moș, strămoș, de la dânsă în ADN-ul lor, ritmul, nu degeaba ei au inventat, deci toba a pornit de acolo, de pe continentul african, oamenii ăștia au ritm, am zis, afroamericani. Noi, ăștia, hai să zic, nu știu, dacă am zis de ei afroamericani, noi să fim, de exemplu, nu știu, rasa europeană, da? Deci noi, albii, am făcut rock-ul, noi suntem pe rock. Noi suntem foarte bine, noi vibrăm cu rock-ul, noi înțelegem rock-ul, noi vibrăm cu rock-ul, noi suntem mult mai melancolici, mai melodramatici, mai anxioși, mai... Și deci noi suntem foarte ok pe rock. Și atunci, rock-ul este o chestie specifică. După mine, fiecare al cincilea afroamerican poate citi rap bine și fiecare al cincilea alb ar putea să facă parte dintr-o trupă rock, dacă vrea. Asta e. La Batrista. Acum ne mai întâlnim cu băieții din când în când. E o trupă rock renăscută din Nou Shaga. Nou Shaga e primul band rock pe care l-am creat eu în viața mea.
Am... Prin 2006-2007? Da, 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 cred că am așa, da, 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 prin două, deci cu Mihai Gâțu și Sergiu Zgardan. E o trupă cu care noi preferăm să ieșim și să ne, știi, din afara jobului, nebunii, rutinei, noi ieșim și ne facem nebuni, ne simțim bine. Noi facem stoner, alternativ și punk, dar atitudinea pe care o avem noi e o atitudine de punk. Deci o atitudine absolut rebelă, sălbatică, ceea ce n-a mai rămas prea mult în arealul românesc al rock-ului, mă refer, știi? Și în Moldova și în România. Bine, rock-ul românesc e aproape tot la fel. Rock-ul moldovenesc încă mai are mici nuanțe diferite, pentru că am mai ascultat și un pic de ruși, un pic de americani și un pic, știi? Dar La Batrista e una din puținele trupe într-adevăr sălbatice, care chiar face show-uri un pic așa crude, sălbatice, punk, știi? Poet, actor, interpret, scenarist. Tu ce faci de fapt? Experimentezi, epatezi, încerci sau compensezi? Experimentez, că nu poți să le faci pe toate bine, dar una se compensează pe alta. Da, și plus la asta se zice că da, trebuie să faci un lucru bine, da? Eu apreciez, admir și sunt foarte bravo oamenii care într-adevăr fac un lucru bine, îl fac până la capăt, tot respectul meu pentru dânsii. Dar ca să fie armonie în universul ăsta, trebuie să existe și din partea ailaltă oameni care fac foarte multe lucruri. Unele mai bine, pe altele nu, dar fac foarte multe. Ca să putem, fi în armonie. Păi iată, ca să mențin armonia asta, există oameni ca mine care fac tot. Cred că eu aș fi ultima persoană care te-aș judeca în acest sens, pentru că eu manevrez între arte și știu ce înseamnă, dar fiecare are motivul lui de ce o face. Și chestia de compensare e o chestie foarte ascunsă. Eu o fac ca să nu, știi cum, să nu am senzația că am trăit degeaba și am murit și nu s-a întâmplat nimic, știi? Asta e, adică e ceva foarte individual și ascuns despre care cineva ar vorbi, cineva nu ar vorbi, știi? Uh-huh. Adică simți și tu... acest waste of time, știi? Adică că timpul trece și probabil că ai vrea să reușești mai mult. Da. Da, sigur. Dar, în același timp, conștientizând și anumite pericole, da? Uh-huh. Astăzi vine un regizor și un producător de film. Uh-huh. Și unul vrea să-ți propună filmări pentru uh-huh. o perioadă. Uh-huh. Ceva într-un proiect enorm. Și altul vrea să te promoveze ca muzician într-un proiect enorm. Ce alegi? Filmul. De ce? Nu sunt un muzician prea bun. În primul rând, eu nu am studii, nu am ureche, eu sunt afon. Deci eu am ritmi, eu am simțul ritmicii. Fair. Foarte ok. Fair enough. Fair enough. Destul de sincer. Da. Eu nu am abilități muzicale. În schimb, am abilități actoricești. Respect pentru sinceritate, știi, și pentru o autoevaluare. Pentru că, pe de o parte, vocalizi ai puține, dacă să intrăm da. În profunzimea, da? Da. Detaliilor muzicale. Uh-huh. În schimb, ești bun la texte și la rap, care mare lucru nici nu trebuie. Da, trebuie ritmic, doar să nimerești în și ritmul simți foarte bine chiar în textele tale, care oarecum sunt din start a priori muzicale. Uh-huh. Mergând pe canalul tău YouTube și răsfoind 10 uh-huh. ani, poți să-ți faci un tablou al, zicem, realității transpuse, muzical, underground al Republicii Moldova, cu siguranță, ca un fel de cronici, consemnări personale și conflicte interpersonale, uh-huh. Între personalitățile Ronel, așa cum este ea. Mersi mult! Mulțumesc și vouă, salutări! În mine trăiește Jon Snow, în mine trăiește Sean Bean și moare de fiecare dată când îmi răspuns, Sin. Un alt fel de Zaratustra. Trăiesc poezii ca nebunii la Asaki. Poate eram altcumva dacă mă nășteam un Yankee. Și cum zicea vărul meu Jim, this is the end, this is the end. It's done. Mm-hmm.